Îmi fac o casă în mine, un adăpost de bunătate, unde totul este iertat și totul este permis, un petic liniștit de lumină, de soare, care să se întindă fără grabă, unde tot ce a fost izgonit și îngropat este primit, vorbit, ascultat, eliberat. Un loc bun, prietenos, pe care îl pot pretinde ca fiind al meu. Arunc brațele deschise pentru întreaga persoană, mai ales pentru cele fricoase, descoperitele defecte, care se destramă defectele neterminate, știind că fiecare sămânță și buruiană, fiecare picătură de ploaie a făcut pământul mai bogat. Și voi aprinde o lumânare și voi turna o ceașcă de ceai fierbinte și voi aduna în jurul căldurii propriului meu foc toată dragostea mea. Și voi urla dacă vreau, știind că această flacără poate arde orice problemă percepută, orice perfecționism prescris, orice limitare a minciunii, orice lucru greu. Îmi fac o casă în mine, unde harul înflorește măreț și glorios și în abundență, un adăpost de bunătate care crește toate lucrurile adevărate. Julia Fehrenbacher.